Mulțumim, Marius. Incendiu de proporții într-un sat din comuna timișoană Ghiroda. O hală de mobilă de lux s-a făcut scrum azi noapte în doar câteva ore. Flăcările au izbucnit puțin după ora 20 și în câteva minute focul a cuprins întreaga hală și s-a extins la acoperiș. 6 autospeciale, 29 de pompieri și mai mulți voluntari din localitățile învecinate au intervenit pentru a stinge flăcările înalte de peste 6 metri. Pericolul a fost cu atât mai mare, cu cât în interior erau mai multe butelii cu gaz și produse inflamabile. Din fericire, proprietarul, un cetățean suedez, avea asigurare.